reprezentanta 50-50, am comis noi o nedreptate, ne-am condus de ordinea în care au fost înaintate solicitările, dar vreau să-i acord. Eu am înțeles că este doamna Fanare, am spus că se simte lipsa doamnei Mardărovici. Vreau să-i ofer cuvântul doamnei Antonița Fonari, centrul de resurse tineri și liberi, și să ne fie iertată neatenția noastră. De fapt, sunt și colega doamnei Mardărovici, sunt secretară generală la Consiliul UNG, unde este președinte, și eu o să încerc în următoarele minute ca dumneavoastră să compensez lipsa doamnei Mardărovici. Aveam două mici anunțuri, așa, mai specifice, mai targetate. Unul pentru platforma DA, vă rog cineva să le transmită să privească Publica TV, pentru că vreau să fac referință la ei și înțeleg că Jurnal TV a întrerupt transmisiunea după ce dumnealor au plecat. Și unul pentru domnul Dimpu, eu o să vorbesc în 35 minute, deci decideți când vă duceți puțin în coridor, dacă vă deranjează. Eu subsemnez ca și cetățean, și așa cum am făcut schimb de mesaje în telefon și ieri pe Facebook, unii dintre noastre ați văzut, noi în principiu foarte multe dintre lucrurile pe care le-au spus cei de la platforma DA le agreem. Noi considerăm că sunt lucruri care trebuie făcute într-un termen foarte restrâns. O să vin cu câteva completări din partea noastră. Mai precizez că eu nu fac parte din liderii platformei, da? La ei ați observat, sunt numai băieți, fetele sunt invitate numai în corp la domnul Chianu. Dar în ultimul timp ei reușesc să formuleze